Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux. Bun venit la Starea Sănătății! Vă spuneam data trecută că natura a avut grijă ca plantele pe care le consumăm să aibă amidon, zaharuri, dar și fibră. Neapărat și fibră. Nu există plantă care să nu conțină măcar un pic de fibră. Problema e că ceea ce am ajuns să consumăm noi azi s-a îndepărtat complet de ceea ce natura plănuise pentru noi. Astăzi, rafturile magazinelor, sursa hranei noastre, nu? Aceste rafturi conțin în mare parte alimente cu conținut ridicat de amidon și zahăr, carbohidrați. Pâinea albă, iaurturile îndulcite, orezul alb, dulciurile, sucurile de fructe. Nu găsești fibre în nimic din toate astea. Și poate că vă întrebați de ce e îndepărtată fibra din alimente. Am tot spus aici la această rubrică, dar sunt mulți care nu știu sau care încă nu fac legătura asta când decid ce pun în coșul ăla de cumpărături. Dezbrăcate de fibre, alimentele, produsele pot sta mult și bine nealterate pe rafturi. Da? Au ceea ce se numește acum viață la raft, da? Live shelf. Dacă v-ați uitat vreodată pe un produs din supermarket și v-ați întrebat cum poate să aibă termen de valabilitate 2 ani, ei bine, îndepărtarea fibrei este unul dintre motive. Și se lucrează în laboratoare foarte serios pentru asta. Industria alimentară a ajuns un atentat la sănătatea publică, un atentat pus la cale, atenție, cu resurse infinite în laboratoare de chimiști. Fibra se mai îndepărtează din alimentele procesate și pentru ca ele să poată să fie înghețate și dezghețate fără să-și piardă textura. Jessian Chospé propune un experiment interesant în cartea Revoluția Glucozei. Pune o căpșună proaspătă în congelator și las-o acolo peste noapte. A doua zi de dimineață las-o să se dezghețe. Dacă o să o mănânci, o să observi că e moale și păstoasă așa. De ce? Pentru că prin acest proces de înghețare și dezghețare i-au fost sfărâmate fibrele în bucăți mai mici. Fibra rămâne acolo, e ok. Doar că textura nu mai e aceeași. Așa am ajuns, citez tot din această carte, de la a mânca fructe fibroase în vremurile preistorice, culese în timpul sezonului lor de coacere, la a mânca peste, atenție, 42 de kilograme de zahăr pe an în prezent. Asta e o statistică de la americani, ăștia mănâncă foarte mult zahăr, de-aia și sunt obezi în cea mai mare proporție din lume. Da? Peste 40% dintre americani suferă de obezitate, dar nici noi pe aici nu suntem departe în Europa. Am văzut statistici, am discutat despre ele, unul din trei români are probleme cu greutatea, tot de la mâncarea proastă, hiperprocesată, de la zahărul care e în toate, de la patiserie, de la covrigii pe care îi mâncăm în fiecare zi și așa mai departe. Pâine. Revin la legume și la fructe. Roșiile, de exemplu, conțin zaharuri în mod natural, însă într-o cantitate foarte, foarte mică. Industria alimentară a reușit însă să ne vândă o variantă mult mai dulce a roșiilor, minunatul ketchup, care are, bineînțeles, mai mult zahăr decât roșiile în starea lor naturală. Că sunt mulți care spun, domne, nu, eu nu mănânc zahăr. Și apoi vezi că pun ketchup pe o pizza la masă. Tati, și cu toată pizza aia și cu tot blatul ăla din ciofii și cu ketchup, ai băgat zahăr cât pentru două prăjituri. Deci e foarte important pentru sănătatea noastră să ne facem un obicei din a citi etichetele, uitându-ne după cantitatea de zahăr de acolo. Da? E greuț,
dat fiindcă există peste 40 de denumiri pentru zahăr, dar în timp încep să te prinzi. Și la fel e cu orice alt fruct. Uite, cireșele, de pildă, că e și exemplu folosit în carte. Cireșele conțin și ele zaharuri, dar industria alimentară le-a transformat în jeleuri, adică într-un aliment cu o cantitate super concentrată de zahăr. Banana, la fel, n-are nicio legătură banana de azi cu cea de acum 70 de ani, nu mai mult. Aia de acum 70 de ani avea fibre, da, care se vedeau clar în secțiune. Există în carte poze. Acum doar zahăr, tati. Albă și frumoasă de colo până acolo e banana, nicio nervură, nimic în interior. Iar problema e că nu ne putem opri din a mânca tot mai mult zahăr, pentru că îi este greu creierului nostru să stăpânească pofta de alimente care au gustul fructelor. Gustul dulce și dopamina oferă constant o senzație de satisfacție. Și da, avem nevoie de glucoză. Normal, glucoza este combustibilul nostru. Și da, e normal să o căutăm constant. Dar așa cum o plantă are nevoie de cantitatea potrivită de apă ca să trăiască, tot așa și noi, oamenii, avem nevoie de o cantitate potrivită de glucoză ca să avem o viață bună. Ce înseamnă o viață bună? Una în care ești odihnit, în care ai chef să te vezi cu prieteni, să te duci la muncă, să găsești sens în ceea ce faci, să râzi, să iubești, să te plimbi. Toate astea se pot pierde dacă îi dai corpului tău prea mult din acest combustibil atât de necesar. Iar în prezent, cei mai mulți dintre oameni asta fac. Dau corpului mult prea mult zahăr. Îl inundă zilnic cu zahăr. Uneori, chiar și fără să știe. E, despre soluțiile pe care le avem la îndemână, vorbim în edițiile următoare. Să vă fie bine! Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux.